Bună ziua, dragii noștri! Din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, cu prilejul acestui târg de carte, apropiatul târg de carte online Elefant Fest, aflat la a doua ediție, probabil cel mai mare târg online de carte, unde sunt așteptați timp de 5 zile peste 1 milion de vizitatori. Astăzi, alături de noi, este Alexandra Nicoleta Stere, fondator Experiențe Japoneze. Alexandra a fost de cel puțin, cred că de 9 ori în Japonia, deci vine, iată, cu foarte multă experiență din Țara Soarelui Răsare, din cultura niponă, din tradițiile spirituale nipone și, bineînțeles, că la acest târg de carte, țară invitată este Japonia. Editura Herald, bineînțeles, va fi prezentă cu foarte multe cărți, dar în mod special cu titluri din această frumoasă colecție. Este vorba despre colecția Zen, din care am ales și o carte pe care vrem să vi-o recomandăm, care se aplică cumva discuției noastre de astăzi. Zen și viața cotidiană, cum aplicăm valorile, principiile budismului Zen în viața noastră de zi cu zi, indiferent că vorbim despre relațiile cu cei dragi, la job, în activitățile noastre profesionale sau chiar în activitățile pe care le avem ca hobby-uri, ca pasiuni. Zen și viața cotidiană de Taisen Deshimaru în colecția Zen a editurii Herald. Alexandra, aș vrea să ne împărtășești din această frumoasă și bogată experiență, pentru că tot vorbeam despre proiectul tău Experiențe Japoneze și despre felul în care principiile budismului Zen, pe lângă partea de practică spirituală și de meditație, sunt aplicate în viața noastră de zi cu zi, pentru că se pare că Zen a apărut așa pe buzele multora, cel puțin în ultimele 3, 4, 5 decenii. Nu se vorbea probabil la mijlocul secolului 20 sau la începutul secolului 20 de Zen sau de ceea ce înseamnă a fi Zen. Iată, astăzi de cele mai multe ori folosim această expresie când vedem pe cineva încruntat sau iritat sau nervos sau supărat. Haide, lasă, trecem, fii Zen. Dar de cele mai multe ori fi zen înseamnă cu totul și cu totul altceva. Pe lângă starea aceea de calm, de liniște, zen înseamnă mult mai mult. Și tu spuneai foarte bine înainte de a începe discuția noastră, a nu fi cumva ancorat în trecut, cum spune și dragul nostru scriitor Alan Watts, filozoful britanic, a nu fi ancorat în trecut, dar nici a privi cu prea multă anxietate și neliniște spre viitor, ci a fi prezenți aici și acum. Da, așa este. În primul rând, aș vrea să vă urez konnichiwa sau bună ziua. Nu știu exact la ce oră vor vedea oaspeții noștri acest video pe care noi îl facem împreună în această după-amiază, dar am zis să începem așa cu un salut de pe țârmul Nippon. Mă bucur să fim alături în această după-amiază împreună și să putem povesti un pic despre mica mea experiență legată de Japonia, pentru că mersul în Japonia m-a ajutat cumva să înțeleg că modestia este una dintre valorile de bază ale culturii japoneze. Și eu am mers de 9 ori în Japonia. Pentru multă lume, inclusiv pentru mine, poate părea mult, dar în același timp, de câte ori mă duc acolo, am impresia că aș avea nevoie de foarte multe vieți ca să descoper tot ce e acolo. Iar anul ăsta, planul de a ajunge a 10-a oară cumva a fost blocat de acest eveniment care ne-a marcat pe toți în acest an. Am ajuns prima dată în Japonia în anul 2014 și inițial am fost surprinsă, nu neapărat pozitiv, de răbdarea și liniștea cu care toate lucrurile decurgeau acolo. Eu, venind din această cultură a noastră destul de agitată și latină, așa, cu sângele care fierbe întotdeauna și vrând ca lucrurile să meargă foarte repede,
Îmi amintesc că primul meu contact acolo, la unitatea unde am fost cazată, la acea dimineață am zis, dom'le, ce-i cu oamenii ăștia? De ce se mișcă atât de încet? De ce trebuie să-mi împacheteze de 100 de ori un lucru? De ce nu se mișcă mai repede? Nu înțelege că eu sunt în întârziere? Ce este cu această lentoare? Și până nu am lăsat lucrurile să vină de la sine, nu am lăsat, nu m-am, nu mi-am dat voie să trăiesc ceea ce este acolo, nu am putut înțelege lentoarea asta lor. Și de fiecare dată când ajung, recunosc că mi-a cam 2-3 zile să mă reobișnuiesc cu ritmul. E cam greu când te întorci înapoi, pentru că ritmul de aici este total haotic, deși Japonia este cea mai tehnologizată țară din lume, sau cel puțin așa o consider. Ritmul acolo, da, este alert, dar în același timp se păstrează oamenii și păstrează foarte mult armonia și echilibru. Și asta pornește mult din ceea ce înseamnă respect pentru celălalt. Practic, valoarea de bază a culturii japoneze este acela de a mă gândi la celălalt atunci când iau orice decizie pe care o iau. Fiind o societate colectivistă, nu contez eu ca individ, ci decizia mea poate afecta viața celorlalți din jurul meu și atunci, de la momentul la care eu ies din casă până la momentul la care mă întorc acasă, mă gândesc foarte bine la ceea ce fac. Analizez foarte bine ceea ce fac și trăiesc practic în momentul prezent. Nu trăiesc în viitor, nu trăiesc în trecut, sunt în momentul prezent pentru a fi atent, pentru a fi atent pe ce margine pe ce parte de stradă merg, pentru a fi atent atunci când mă urc în metrou ca telefonul meu să fie pe silențios, să nu-i deranjeze pe cei din jurul meu, pentru a fi atent ca atunci când locurile destinate persoanelor cu nevoi, persoanelor vârstnice sau persoanelor care sunt mame cu copii, mai ales în intervalele de vârf de trafic, sunt libere și le sunt libere pentru ele, pentru a fi atent să nu arunc gunoiul meu pe stradă, pentru că gunoiul meu nu folosește nimănui. E nevoie ca eu să-mi iau gunoiul acasă. În geantă am întotdeauna un compartiment destinat acestui gunoi, pe care eu singur mi-l reciclez pe categorii. Nu, societatea nu are nevoie de gunoiul meu nereciclat. Și atunci tot ceea ce fac eu este să trăiesc cât mai prezent la activitatea mea de zi cu zi. Lucru care cred eu că ajută foarte mult la a-ți menține acest echilibru și la, cum spuneai și tu la începutul discuției noastre, cred că ne pierdem cumva starea de liniște și zenul în momentul în care trăim foarte mult fie în trecut, fie proiectăm foarte mult viitorul și ne cresc mult grijile și anxietățile în legătură cu ceea ce va urma. Un alt element care cred eu că îi ajută foarte mult pe japonezi în această menținerea zenului și pe care cred că și noi o putem aplica aici în România, pe care eu chiar o recomand atât copiilor cât și adolescenților și adulților cu care lucrez la atelierele de cultură și limbă japoneză, este să fim cât mai conectați la natură, să fim cât mai actuali și cât mai conectați la momentul prezent și la ce se întâmplă în natură. Atât mergând în natură, dar având grijă și ca să aducem natura în casa noastră. Și putem să facem lucrul ăsta prin intermediul mâncării. Practic, mâncarea în Japonia variază foarte mult de la anotimp la anotimp. Acum este toamnă și este unul dintre cele mai frumoase sezoane de a merge în Japonia, pentru că este perioada koyo, atunci când natura schimbă culorile și devine pianoanțe de galben și de arămiu. Este cunoscut perioada pentru peisajele cu arțar japonez, dar nu numai. Și este o perioadă în care mâncarea variază, respectiv poți mânca tempura, care este un fel de mâncare faimos japonez, cu siguranță cei care sunt pasionați de mâncarea japoneză îl cunosc, cu frunze de arțar. Deci dacă vă vine să credeți, practic pentru a fi prezenți și a fi ancorați în momentul actual, ei aduc aceste frunze de arțar inclusiv în gastronomie. Mănâncă, practic, acele prăjituri tradiționale japoneze, mochi, le umplu cu castane, pentru că este perioada de castane. Torturile celebre, la fel, sunt adaptate sezonului. Băuturile sunt băuturi calde în sezonul
în sezonul de vară, astfel încât să te poți acomoda la temperatura de afară. Deci, practic, tot ceea ce se întâmplă în cultura japoneză este cumva conectat la momentul actual. Și atunci, cred eu că natura ne este și nouă de folos și la rândul nostru, dacă am merge în zona de sat și în zonele tradiționale din România, am observat că oamenii de acolo așa trăiesc. Deci oamenii de acolo gătesc legumele pe care le primesc de la grădinile lor în funcție de sezon, mănâncă fructele de sezon, nu mănâncă neapărat mango pentru că le place mango, totuși suntem în România, mango nu este un fruct românesc și atunci cumva toate lucrurile astea îi fac să trăiască ancorați în locul în care sunt, în mediul în care sunt și cred eu să fie prezenți. Și ce mai cred că ajută foarte mult este faptul că toți japonezii, cel puțin din câte știu eu, au o pasiune, au un scop în viață, au un mic acel ikigai de care probabil că unii dintre noi au mai auzit. Acel motiv care îi face să se trezească dimineața din pat în fiecare zi, un motiv care nu cere, cultura japoneză nu cere să fie un motiv mare, adică nu e pe principiul vreau să ating $1.000.000, vreau să fac lucruri din astea mărețe care, de fapt, lucrurile astea mărețe cumva ne fac să fim covârșiți de grijile de zi cu zi. Eu ce mă fac dacă n-ating milionul? Eu mi-am propus să ating milionul, domnule, ce mă fac? Uite că societatea nu mă ajută, acum a venit coronavirus și eu ce mă fac că nu mai merge business-ul cum o mergea și uite, scopul meu în viață se duce baltă și eu îmi pierd zen-ul foarte, foarte repede. Acest ikigai ține mai mult de ideea de a fi în beneficiul celorlalți, ceea ce mie îmi place, să aducă bucurie și celorlalți. Și în insula Okinawa, care este considerată una dintre cele 5 zone albastre din lume, în care trăiesc oamenii cu cea mai lungă durată de viață, oamenii de acolo au scopuri simple. Se trezesc dimineața ca să-și ude grădina. Unii dintre ei spun că se trezesc dimineața ca să salute copiii care merg la școală. Ei consideră că lucrurile astea făcute zi de zi le aduc atât lor bucurie cât și celor din jur. Și lucrurile astea le poți face indiferent de ce se întâmplă în societate, pentru că practic nu te influențează nimeni să ai grijă în continuare de florile din casa ta, să-ți faci curat în fața casei, să te comporți frumos cu vecinii. Sunt lucruri pe care practic cumva toți am putea să le facem și recunosc că în jurul meu aici, în comunitatea pe care am legat-o, sunt oameni care cred în aceste valori și sunt mulți oameni care aplică aceste valori în viața de zi cu zi. Recunosc că, spre deosebire de acum câțiva ani, când credeam că e foarte greu ca noi să putem să ne adaptăm la astfel de lucruri, acum cred că avem multe șanse și am găsit aici, în România, mulți oameni care trăiesc aceste principii japoneze și cumva lucrul ăsta îi și face să fie pasionați de cultura japoneză. Și ajungând acolo, se regăsesc foarte bine în această parte pozitivă. Nu neg că există și alte elemente mai puțin pozitive ale culturii japoneze ca în orice altă țară. Dar acum vorbim despre zona asta de pozitivism. Și regăsind, ajungând acolo și văzând că, băi, uite, ceea ce fac eu în România e normal, adică chiar dacă toți din jurul meu mă consideră un anormal sau zic că, domne, uite și pe ăsta, face curat după el sau uite și ia gunoiul sau uite, îi atent la celălalt pe stradă, merge pe drumul lui, poartă mască, cum se spune acum, că e important, adică, deci eu respect practic regulile societății în care trăiesc, reîntorcându-se în România, sunt și mai motivat să fac asta, pentru că își dau seama că e normal, e ok cum sunt, e ok această structură și structura asta cumva te ajută să-ți menții tu liniștea în interior. Adică dacă tu ești în acord cu principiile tale și cu ceea ce tu faci nu va aduce rău societății, ci din contră, acțiunile tale și deciziile tale sunt în acord cu ceilalți, cred eu că poți să-ți menții liniștea în interior și poți să fii, să-ți să devii, să practici acel zen. Adică practicăm zenul, cred, în momentul în care ieșim pe ușa casei noastre, din momentul în care ne trezim și până când ne întoarcem seara înapoi acasă. Putem să practicăm asta. Adică a trăi aici și acum, unul dintre principiile de bază japoneze, cred eu că e ușor să-l aplicăm și noi aici. Nu este atât de complicat pe cât pare.
putem cumva să atacăm acest munte care ni se pare așa, wow, ca un vulcan, Doamne, cum, că nu poți, că învuie tu de aici, nu poți. Eu am încredere că se poate și sunt multe practici care te ajută la lucrul ăsta, sunt practici care și la noi în România au ajuns, sunt practici de arte marțiale japoneze, precum este Aikido, prietena mea cu care am și colaborat la multe seri japoneze, practică și este sensei de Aikido, Roxana Vădane, care are, știu că a avut și ea o discuție cu voi despre asta. Apoi se practică în România ceremonia ceaiului, Chado, care este la fel, așa cum spune numele, este calea ceaiului. Do, în japoneză, înseamnă calea, adică atunci când eu mă apuc de ceva, nu este un moment, nu fac astăzi și mâine mă las, nu fac o viață, urmez calea lui Chi, adică a energiei, urmez calea ceaiului, urmez calea arcului, făcând Kyudo și practic așa ajung să îmi păstrez cumva un echilibru. Eu am o resursă în viața mea în care reușesc să mă liniștesc, în care reușesc să am sens și asta mă face să pot să mă revin la viața de zi cu zi, echilibrat. E interesant că este un mare interes pentru cultura japoneză în România și este interesant că din 2000 12, de când am început să fac acest lucru și până în prezent comunitatea a crescut mult. E interesant să vezi că vine de la vârste foarte mici, adică de la copii de 3-4 ani sunt contactate de părinți cu ai căror copii am lucrat, de la 3 ani, 3 ani jumătate, ei dorindu-și. Deci, practic, sunt copii care sunt noile generații, care cumva se nasc cu această stare în ei și sunt mulți părinți în România care investesc în direcția asta și care cred în copiilor și le dau voie să-și urmeze acest drum al culturii și limbii japoneze. Și e interesant să vezi că această comunitate este în creștere. Observ asta atât la atelierele pe care le organizez, cât și efectiv în comunitate, observând numărul de activități și numărul de evenimente care a tot crescut. Și sunt tare bucuroasă că anul ăsta la Gaudeamus este de Japonia, țară invitată. Îmi amintesc că întotdeauna mi-am dorit, deci la Gaudeamus, care nu mai e Gaudeamus anul ăsta, că nu se... Dar... Asta vreau să specific, că nu e vorba Da, de Târgul da, Gaudeamus, este organizat de cei de la Elefantul Roa, adică Elefant Fest. Elefant Fest, îmi cer scuze, da. Da, deci practic mă bucură tare că mi-am dorit întotdeauna să fie și Japonia invitată. Mă gândeam, wow, cum o să fie, cine o să vină, cine o să vorbească, ce cărți o să se lanseze. În fiecare an mă gândeam așa cu entuziasm. Anul ăsta e Japonia și m-a bucurat tare să aud asta. Asta este iarăși un element care arată că interesul nostru pentru cultura japoneză este în creștere și eforturile pe care oamenii le fac aici ca să-și găsească acest echilibru și să aducă un pic din lumea de acolo, sunt destul de mari și comunitatea și oamenii care investesc în direcția asta este tot mai mare și asta mă bucură tare mult. Nu te mai aud. Dragii Acum noștri, am vorbit astăzi despre experiențe japoneze, ca să parafrazez proiectul Alexandrei, despre experiențe japoneze, ea mergând de 9 ori în Japonia, despre ceea ce înseamnă principiile budismului zen și cum le putem aplica în viața noastră de zi cu zi, în viața cotidiană, ca recomandare de carte zen și viața cotidiană de Taisen Deshimaru în colecția Zen a editurii Herald. Nu uitați și de proiectul despre care vorbeam, aceste materiale, interviuri cu invitații noștri speciali la târgul online de carte Elephant Fest, unde țara invitată este Japonia. Îi mulțumim foarte mult Alexandrei Estere pentru informațiile și pentru faptul că ne-a împărtășit din această frumoasă experiență de viață, ce înseamnă cultura și tradiția spirituală niponă, despre, cum spuneam mai devreme, budismul zen și cum putem aplica principiile zenului în viața noastră. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere, toate cele bune!